în ultimul sezon din Rusia. Rubin, spuneam, în mod normal, în acest moment stă mai bine, puțin ca pregătire. Urmează să înceapă și campionatul în Rusia. Rubin Kazan, una dintre candidatele la locurile fruntașe, spuneam, o echipă în general de Europa, Rubin, dacă nu cumva și de Champions League. Pe 17 va avea o deplasare la CSKA Moskova. Kuzmin, foarte bună pasă. A preferat apoi încă o pasă Mulin, destul de fragilă defensiva Stelei la această fază. Mai multe atacuri totuși pentru Rubin. Iată, din nou avansează Kverkvelia. Și insistă Rubin în această zonă, în partea dreaptă, direcția ei de atac. Acum poate fi un contraatac pentru Steaua. Nicușor Stanciu, Chipciu, out pentru campioana României. Am depășit primul sfert de oră. Deocamdată nicio ocazie importantă. A fost acel șut alături, expediat de Nicușor Stanciu. Construiește Steaua. Fernando Varela, poate cel mai bun străin din campionatul nostru, un jucător care a evoluat excelent și atunci când a fost utilizat pe postul de fundaș dreapta. Și el n-a avut statut de vedetă la echipele la care a evoluat înainte de a ajunge în România. A arătat bine această pasă. Gherme încearcă finalizarea din prima, însă trimite mult peste poartă. Gherme, un fotbalist care, într-adevăr, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, cel puțin pe fază defensivă. Steaua s-a despărțit și de la Tovlevici. Așadar, acolo rămâne principala opțiune. Sigur, și Toșca poate evolua pe acel post, chiar mai bine decât pe cel care evoluează și în această după-amiază. Lipsește, într-adevăr, Tamaș, de asemenea Filip, care ar putea să prindă mai multe minute în acest sezon. Riscă puțin aici Cojocaru. Toșca iese cu mingea la picior, de aceea a mizat mai multe partide pe el Costel Gâlcă, pentru care are viteză bună, evident, fiind un fundaș stânga la origini și poate ieși astfel din apărare. Gâlcă fiind un adept al stilului spaniol, această construcție la nivelul liniei de fund, o posesie prelungită, pase mărunte. Chipciu se duce spre centru. Dicandro Brevelt, pasă în adâncime pentru Adi Popa. Ceva mai devreme am văzut o apariție surprinzătoare la finalizare a lui Gherme. Acum, iată, din dreapta vine spre partea stângă Adi Popa. Face de multe ori asemenea diagonale, are astfel de deplasări în teren, are o asemenea dinamică Adi Popa. Zucudean încearcă să pună presiune pe goalkeeperul lui Rubin. Acesta degajează direct în out. Aruncă de la margine Gherme. Intervine e foarte greu de pronunțat, Kverkvelia, dașul georgian al lui Rubin. Și apropo de georgieni și de nume greu de pronunțat, vom transmite și confruntarea botoșanului din primul tur, în preliminariile Europa League. Partida va fi joi de la ora 20 la DigiSport 1. Are prin planul Varela, nu greșește, deși avea adversar în spate. Cojocaru până la centrul terenului, bună așezarea cu pieptul a lui Zucudean. Chipciu ține balonul în teren, da, reușește asta. Șeptarul Stelei, Chipciu evită un adversar, pasează apoi undeva la 16 metri. pentru Adi Popa, dar a fost un atac eșuat al roșii-albașilor. Partidă foarte echilibrată. Până acum Adi Popa ajută Stanciu, Dicandro Brevelt lipit de tușă, este Cornel Râpă, Neagu, Adi Popa. Popa, iată cum se strâng acolo 4-5 jucători ai lui Rubin. Este fault în atac. A se dezechilibrat acolo Chipciu. E greu de desfăcut această apărare în zona ei centrală. E de așteptat ca Steaua să atace mai mult, să dezvolte mai mult jocul în benzi. Cu Chipciu, cu Adi Popa. Să vedem care va fi și aportul ofensiv al lateralilor Gherme și Râpă. Am văzut deja odată careul advers pe Gherme. Adevărat, finalizarea s-a lăsat de dorit, dar totuși era destul de complicat să înscrie de acolo. Mingea venea din spate, a încercat să pună latul. Chipciu, Popa, faultat Adi Popa de Nabiullin, cel care joacă pe postul de fundaș stânga. Vedem și indicațiile lui Mirel Rădoi. Se spune că nu e un tip care să se agite foarte mult la marginea terenului. Mai degrabă liniștit, Mirel Rădoi, unul dintre fotbaliștii foarte importanți ai Stelei de după Revoluție. Carlos Eduardo, spuneam, fost jucător în Bundesliga la Hoffenheim. Ce bine trecuse acolo Mulin. Reușesc steliștii să închidă în acea zonă. Pare faultul lui Toșca, într-adevăr. Toșca, cel care a respins acea minge din careu. Lovitură liberă, cam de la 30 de metri, de poarta lui Cojocaru. Mirel Rădoi, un antrenor care în primul și în primul rând va aduce determinare și el la prima experiență. Sunt voci pro, sunt voci contra. Steaua însă, spuneam, deocamdată mai are nevoie însă de jucători în primul și în primul rând. Da, pare un pariu riscant la prima vedere. Ținând cont de faptul că nu are deloc experiență, poate compensa însă cu o dorință foarte mare de afirmare. Abilitățile de lider sunt incontestabile. Da. Acele caracteristici nu ai cum să le pierzi. Foarte bună această pasă pentru cursa lui Adi Popa. Întoarce până la Râpă. Urmează centrarea deviată. Corner pentru Steaua. Acțiune în viteză, cu o pasă lungă în celălalt flanc. Din nou Nicușor Stanciu va executa această lovitură de la colț. Centrarea lui Stanciu și Brevelt. Greșeală mare de marcaj a rușilor. Carlos Eduardo nu s-a mișcat acolo cu Brevelt. Cred că nici Brevelt nu se aștepta să fie atât de liber. Centrarea bună a lui Stanciu. Doi jucători ai lui Rubin s-au invitat, cred că reciproc acolo, la marcaj. Vorbeam de Carlos Eduardo, jucător care a evoluat 80 de meciuri în Bundesliga la Hoffenheim. A mai trecut pe la Gremio și, sau mă rog, a început la Gremio și a mai trecut și pe la Flamengo. Fotbalist cu 6 selecții la echipa națională a Braziliei. Brevelt. Intrare tare a lui Batov. Probleme pentru Stanciu. Intrare tare Rubin, o echipă robustă, o echipă puternică, o echipă care se bazează foarte mult pe pregătirea fizică, așa cum se întâmplă în general în campionatul Rusiei. Mirel Rădoi, ca jucător, a petrecut 8 sezoane la Steaua, a câștigat titlul de 3 ori, a câștigat 2 titluri și la Al Hilal, 2 titluri și la Al Ain, are foarte multe trofee în vitrină deja. Spunea la conferința de presă de acum câteva zile, poate că nu este tocmai moral faptul că stau pe bancă, deși nu am licență, dar oare câți ar fi putut să refuze o asemenea ofertă din partea Stelei? Am văzut la acea conferință un Mirel Rădoi foarte deschis, foarte calm. A răspuns la toate întrebările, fără să se enerveze în vreun fel, chiar dacă ele nu au fost foarte plăcute atunci când a venit vorba de criticii săi. A spus: am venit aici să muncesc, că nu vreau să mă cer cu nimeni. Kuzmin recuperează de lângă Zucudean, Kanunikov. Gherme, surprins puțin avansat, era nevoit să faulteze la această fază. Spuneam, gazonul nu se prezintă în condiții excepționale. Sigur, se poate juca. A trebuit să fie și udat. Carlos Eduardo. Din nou Rubin are destui oameni în jumătatea stelei. Joc mutat bine în stânga pentru Nabiullin. Acum Karadeniz în centru pentru Carlos Eduardo. Kuzmin din nou venit la combinație. Liber Kanunikov, care centrează. Blochează însă Toșca. Gherme era prins între doi adversari acolo. Creează superioritate Kuzmin, fundașul dreapta lui Rubin. Trage om după el. Gherme, tocmai ce vorbeam, nu este... nu are toți parametrii normali pe fază defensivă. El e un fundaș care urcă, un fundaș de profil ofensiv și ar putea avea probleme la astfel de faze. S-a executat pe jos. Kuzmin din nou lasă pentru Eduardo. Karadeniz! Ce gol! Ce gol frumos! Execuție de fotbalist de clasă. Aș pune un gol cumva la concurență cu cel al lui Neagu din partida cu Leghia. Surprinsă Steaua la această fază fixă. Mingea ajunge la Karadeniz, care șutează imparabil, n-a avut nicio șansă Cojocaru. Șut puternic, bine plasat. Da, spuneam, jocul era foarte echilibrat. Până la urmă, Rubin, chiar dacă este o echipă bună din campionatul Rusiei, cel puțin în primele 27 de minute nu a arătat lucruri ieșite din comun. În multe momente a apărut o formație normală, puțină fantezie în joc. Da, fantezia nu are loc în campionatul Rusiei. Acolo se joacă după alte standarde.